Am găsit oameni buni. A, da, vremea asta, peste noi ne dor toate oasele. Știi că e o vorbă la români, că dacă de la o anumită vârstă te trezești dimineața și nu te doare nimic, înseamnă că ai trecut în lumea drepților. Acum, trebuie să vă spun că depinde de fiecare. Ce e interesant e că, deși v-am spus și luni, v-am spus și marți, ăia culți în cap merg din prostie în prostie. Toată lumea încearcă să nege, în momentul de față, faptul că domnul Cârstoiu, da, are mari probleme. Și ceea ce mi se pare dureros la aia culți în cap, doble, au început ei să spună, doble, deci presa asta este ea împotriva domnului Cârstoiu. Păi sunteți nebuni? Cum poți, mă, să gândești așa ceva? Dar de ce am fi noi presa împotriva unuia sau altuia? Păi să vă explic eu ce e în capul lor. Ei cred în momentul de față că noi ăștia jurnaliștii, dacă vorbim despre scheletul din dulap al unuia sau altuia, gata, mă, suntem răutăcioși, mă, avem răutăcism. Nu, boss, voi ne serviți astfel de candidați. Noi trebuie să ne facem datoria față de oamenii care ne privesc și cu sinceritate să vorbim și cu bune și cu rele despre ei, astfel încât omul să fie informat și poate să-l voteze pe al tău candidat. Dar să începi tu să spui că, băi, deci există așa o, știi, o conspirație, bă, că toată lumea are ceva cu unul sau cu altul. Am să fim serioși. Deci voi chiar credeți de... I-am senzația că voi vă scuzați vis-a-vis de aia care vă plătesc incompetența, deși sunteți deștea. Declarativ atot știutori în ceea ce mișcă. Păi, frate, v-am mai spus și vreau să o repet astăzi. Da? În momentul când ai una bucată, personaj, pe care vrei să-l duci undeva într-o demnitate, în primul și în primul rând vorbești cu el între patru ori și îl întrebi: băi, ăsta, personajul, zi-mi și mie ca la popă, la spovedanie, ce ar putea apărea despre tine ca să știm cum să reacționăm? Asta este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Băi, nu, ninja. A, bă, boss, lasă-mă că-ți luăm banii, că avem noi mâini, dăi, suntem noi consultanți, am venit de peste mări și de peste țări, habar n-având cu ce să mănâncă ceea ce se întâmplă aici. Am spus-o și o repet. Da? N-are nimeni nimic cu nimeni. Noi ne facem datoria, nu vorbesc de mine și de colegii de la Realitate, vorbesc pentru întreaga presă. Da? Ne facem datoria față de cetățean. Că finalmente, să știți că ăsta este scopul, cetățeanul, frate. A, bă, că de ce faceți voi, că bă, astea, consultări cu pensiile și că nu știu ce. Facem, mă, pentru că e foarte important. Alegerile vin și trec. Ca și voi, în anumite demnități. Oamenii rămân. Și ăștia sunt importanți. Până la urmă, ei ne asigură buna funcționare. Dar ce să vă spun? Ați intrat într-o vrie de asta, sunt niște fumigene pe care le aruncați ca să vă scuzați incompetența. Și îmi pare rău să vă spun, dar colecția asta de primăvară-vară, în ceea ce privește candidaturile, este una sărăcăcioasă. Sărăcăcioasă și ca spirit și ca emoție și ca idei și ca ce vreți dumneavoastră. Pe principiul probabil cu care v-ați obișnuit, lasă-vă că trece și asta, vedem noi ce-o mai fi când numărăm. Ce numărăm? Voturi. Ce numărăm noi astăzi? Subiecte. Foarte interesante. Hai să începem, 100%. Diana Mardarovici, de la PNL, bun găsit! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Senatorul Marius Umelnicu, lângă ea, bun găsit! Am așezat coaliția așa deoparte. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Diana Buzoianu, deputatul SR, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Matei Ștefănescu, reprezentant Alianța Aur, bun găsit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Da, și bineînțeles că alături de noi, nu v-am văzut de mult, domnul Chitic, bine ați venit. Bine v-am regăsit. Blocul Suveran, nu? Coaliția pentru Națiune. Doamne, nu mai știm care și cum acum. Suntem pe aceeași parte. E aceeași pe poveste, partea Națiunii. Da? Avem și un breaking news. Situație deranjantă, cel puțin pentru social-democrați, doamnelor și domnilor. Campania de semnături pentru medicul Cârstoiu șchioapătă. Oamenii, mai ales cei care au afinitate către social-democrație, refuză să semneze pentru candidatura medicului. Amănuntă are colega mea, Raluca Țigmeanu. Bun găsit, Raluca! Bine te-am găsit, Laurențiu, doamnelor și domnilor. Da, așa spun surse politice, că ar merge într-un ritm foarte lent campania de strângere de semnături pentru medicul Cârstoiu, candidatul coaliției PSD-PNL. Ar exista o foarte mare reticență în ceea ce privește semnarea de către aceștia pentru candidatul Cârstoiu, mai ales din partea electoratului PSD. Și știți foarte bine că a existat acea coaliție în care, tot potrivit unor surse, s-a luat în discuție fie retragerea, fie înlocuirea lui de către un alt candidat. Surse politice mi-au spus că Partidul Social Democrat nu ar avea o problemă, spre exemplu, cu Sebastian Burduja, ca acesta să fie noul candidat al Coaliției pentru Capitală. E una din variantele discutate, la Laurențiu, de coaliție. S-a discutat și despre Gabriela Firea. A existat un răspuns ferm nu din partea acesteia. Însă, cel puțin așa știm la momentul acesta, potrivit informațiilor noastre, Sebastian Burduja nu ar fi răspuns la fel. Ar exista totuși o variantă. Însă, Partidul Național Liberal nu și-ar dori acest lucru și ar vrea să meargă în continuare cu doctorul Cârstoiu. Merge greu această campanie, nu sunt strânse suficiente semnături, nu s-a impus încă nimic, sunt discuții. E foarte important să vedem dacă totuși va exista o retragere în urma acestei situații, pentru că nici sondajele nu au arătat extraordinar de bine pentru medicul Cătălin Cârstoiu. Așteptăm să vedem care sunt informațiile care ne vin pe parcursul acestor zile, pentru că pare că totul trebuie să se îndrepte într-o direcție, că s-ar putea să se facă schimbări și, de altfel, să vedem și cine ar putea să fie noul candidat în cazul în care se va merge totuși pe o schimbare. Raluca, mulțumesc! Și apropo de schimbare, în spatele ușilor închise de la cele două partide aflate în coaliție, se vehiculează mai multe nume. Toată lumea așteaptă cu nerăbdare o conferință de presă în care doctorul Cârstoiu să justifice acuzațiile care vin asupra domniei sale. Și deja sunt niște nume pe care aș vrea să le comentăm, doamnelor și domnilor, pentru că este foarte important. Îl salutăm și pe Robert Sighirtău, deputat PNL. Bun găsit, domnule Sighirtău. Bun, avem următoarea schemă. Avem următoarea schemă aici. Domnul Cârstoiu, susținut de PNL și PSD, competitor posibil cu Nicușor Dan, primarul în funcție, și cu Cristian Popescu Piedone, cel care stă cel mai bine în sondaj. Da? Hai să vedem care ar fi candidații vehiculați în spatele ușilor închise, doar la nivelul de discuții, doar la nivelul de pe surse, doar la nivelul în care, mă rog, se caută cu disperare un înlocuitor. Ideea este în felul următor. Sursele noastre spun foarte clar și sunt surse din social-democrație că ia campania de semnături funcționează destul de greu. Oamenii refuză, mai ales cei cu afinități de la PSD, refuză să semneze pentru domnul Cârstoiu. Nu se identifică cu domnia sa. Sondajele nu-l dau foarte bine. Vorbesc de o medie a sondajelor, pentru că am o problemă și cu casele de sondare a opiniei publice. Și se vorbește de Sebastian Burduja, de Gabriela Firea, se vorbește despre Daniel Băluță, eventual, despre Ciprian Ciucu, vorbesc de primarii de la sectorul 4 și sectorul 6. Ce e cert în momentul de față este faptul că liberalii joacă. Iată, Sebastian Burduja,
vehiculat la un moment dat candidat al PNL-ului. Da? A scris și o carte despre București. Gabriela Firea se pare că a spus nu. A spus pe listă la europarlamentare, la revedere. Robert Negoiță, care a venit la Patria Mamă, s-a întors la PSD. Țineți minte, acum 4 ani a fost un fel de deranj în PSD. Robert Negoiță a mai candidat la un mandat, a câștigat, acum vedem. Daniel Băluță, vă spuneam, primarul de la sectorul 4, care și el la un moment dat a fost vehiculat, posibil candidat al coaliției. Din informațiile pe care le am, Daniel Băluță nu dorește să fie primar al capitalei. Numele lui Ciprian Ciucu, primarul de la sectorul 6, varianta liberală de backup pentru domnul Cârstoiu, este de asemenea vehiculat. Nu știu cât e de probabil, nu știu ce va face domnul Cârstoiu, dar vă întreb, domnul Humelnicu, pentru că la dumneavoastră șchioapătă niște lucruri conform surselor noastre, toată lumea știe, de fapt, că domnul Ciolacu nu l-ar vrea pe domnul Cârstoiu la primăria capitalei. Și prin urmare, ecoul acesta de la nu vreau a venit către aparatul de partid sau către simpatizanți. Cei care, așa cum ne spunea a mea colegă, refuză să semneze. Acum când vorbim candidatul coaliției. Acum este domnul Cârstoiu, am înțeles. Ați văzut atâtea scenarii că domnul Burduja, vă spun din toți cei 2, 4, 5 pe care aveți pe ecran, niciunul nu va fi candidat la primărie. Asta e primul lucru. Al doilea, sau cel mai important lucru, candidatul coaliției PSD-PNL este domnul Cârstoiu. Deocamdată, cum ar spus cineva, nu? Ceea ce noi am văzut în sondaje, în care într-adevăr avem un plus și un minus. Domnul Cârstoiu a crescut organic la 23% și se află la 4-5 lungimi de domnul Nicușor Dan, primarul în funcție. Cum a crescut domnul Cârstoiu organic? Da. După care sondaj? Am văzut un sondaj în care avea 23%. Dar pe ăla care avea 8% nu l-ați văzut? Asta l-am văzut prima oară, să știți. Prima oară așa, a fost 80%. Da. Și dați-mi voi să mai diferența, în nu. Calcul. De la început, da, la început, acum 3 săptămâni. Dați-mi voi să vă mai spun că, conform sondajilor, această alianță, coaliție PSD-PNL, suntem în intenția de vot a bucureștenilor undeva la 48-50%. Și atunci dați-mi voie să cred că dacă cele două partide în precampanie și în campanie își fac treaba așa cum avem noi membrii noștri de partid, cât și Partidul Național Liberal, putem într-adevăr să aducem o schimbare. Cred că important este să vorbim de proiecte și de ceea ce trebuie să avem în București, în capitala României și capitala europeană, pentru că dacă vorbim tot de conducte și de orice altceva, de apă caldă, corect, aveți dreptate. O singură mențiune aici, dacă pot să... Vă rog, dați cu mențiunea, da. Da. Domnul Cârstoiu, păi da, subiectul este despre domnul Cârstoiu. Iar vorbiți de PSD. Și eu să pot să vorbesc și despre PSD, dar momentan vorbim despre domnul Cârstoiu, că acesta este subiectul care a fost stabilit la această emisiune TV, îmi pare foarte rău. Deci domnul Cârstoiu este astăzi, nu reușește să obțină sondaj pe sondaj decât reușește să obțină PSD și PNL la un loc, dintr-un motiv simplu, pentru că PSD mai are un candidat, și anume domnul Piedone. Deci este foarte clar că un om care a fost condamnat în 2018, din păcate astăzi este susținut pe blat de un partid, pentru că domnul Piedone a ieșit public și a spus că va susține toate cele candidaturile PSD la sector. PSD a pus un candidat care nu are nicio șansă la sectorul 5 ca să-i facă acest cadou fiului domnului Piedone. În momentul de față, domnul Piedone a ieșit brusc și a spus că prietenului cel mai bun din politică este domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu a recunoscut chiar zilele acestea că el nu vede o incompatibilitate ca PSD să susțină în candidatură pe domnul Piedone. 3 și 4 au șanse foarte mari și cei de la 6. Până la 6. Niște primari în funcție care au o popularitate foarte mare. Nu e cazul la sectorul 5, domnul fiul lui Piedone n-are. Ar fi fost că în aceeași situație ca domnul Băluță, ca domnul Negoiță și ca domnul Ciucu, atunci nu mai aveam conversația despre domnul Cârstoiu. Dacă era un primar bun, ne duceam toți acasă, spuneam, domne, n-avem candidați, nu-i punem că...
vine... Asta nu... Adică, da, adevărat, serios, dacă era un primar bun, mergeam noi toți acasă. Stați un pic, avem o problemă. Domnul Sigărtău, vin la dumneavoastră, că vă întreb foarte clar. PSD-ul ar fi vrut să-l înlocuiască încă de acum două zile pe domnul Cârstoiu. Voi, liberalii, v-ați opus și v-ați opus declarativ, spunând că, domnule, până la urmă ne facem de rușine, asta e, ăsta este candidatul. Cât de dispusă este coaliția să arunce în luptă un candidat de genul domnului Cârstoiu, care, ce să vezi, nu prea crește în sondaje. Și este riscul mare de a pierde primăria, ceea ce vine cumva la pachet cu un vot de blamă asupra șefilor de partid. Aici mă refer la domnul Ciolacu și la domnul Ciucă. Din punctul meu de vedere, eu vă repet, am mai spus și la începutul analizei pe cine candidează, cine nu, din partea Alianței. Fiecare partid trebuia să aibă candidat. Eu îmi doream ca Partidul Național Liberal să aibă un candidat pentru funcția de primar general în București. Ei bine, nu s-a întâmplat acest lucru, s-a luat o decizie în coaliție între domnul Marcel Ciolacu și domnul Ciucă și s-a venit cu această variantă a domnului Cârstoiu, care este un medic profesionist și care este în acest moment candidatul celor două partide. Să aud că se discută despre varianta asta a retragerii, mi se pare o chestiune neserioasă și ar fi o chestiune neserioasă din partea coaliției să retrage un candidat în ultimele, nici nu știu, o lună și ceva de zile înainte de a-ți alege primarul. Deci este pur și simplu o chestiune serioasă. Sigur că, din păcate, și știu acest am surse. Foarte mulți PSD-iști, inclusiv doamna Firea, l-ar susține pe Piedone, pentru că acolo sunt niște conflicte în Partidul Social Democrat între doamna Firea, domnul Stănescu și domnul Ciolacu și acum fiecare își trage preșul unui altuia. Nu este corect, dar după ce ai bătut palma să fie un candidat, după aceea fiecare să tragă în partea lui. Deci mi se pare o chestiune total neserioasă, inclusiv pentru mine ca liberal care candidez, împotriva unui PSD-ist aici la Bistrița Năstău, fără blat, fără niciun fel de înțelegere, ce este o bătaie adevărată, să aud că la București aceste două partide nu sunt în stare să susțină un candidat. Nu este normal acest lucru și cred că orice discuție pe această temă și orice îndoială venită din partea coaliției sau a liderilor, indiferent de la ce partid, creează prejudicii acestei construcții. Da. Eu aș vrea totuși să-l ascultăm și pe domnul Câțu. Bine, a fost întrebat, dar domnul Câțu n-a mai scăpat ocazia, cum o face de obicei, să mai bage și el un băț prin gard. Apropo de candidatura la primărie. Și vedeți, hai să vedem la cine s-a gândit domnul Câțu. Dacă trebuie să susțin pe cineva din PNL, președintele partidului Nicolae Ciucă, cred că este cel mai... Acum, în acest moment, este cel mai calificat să facă acest lucru, mai ales dacă dorește și candidatura prezidențială. Dar dacă vrem cu adevărat să câștigăm, putem să mergem cu Nicușor Dan. Cele două variante pe care le-am propus înainte să vină și colitul în cuștări. Argumentele sunt simple. Uitați-vă ce se întâmplă în toate sondajele, oricare sondaj. Candidatul acestei coaliții mari este pe locul 3. Deci nu contează cine face sondajul, că este la 20, că este la 16, că este la 8 sau la 23, tot pe locul 3 este și cred că asta îți arată că oamenii bucureșteni, în primul rând, nu au încredere în această coaliție și, în al doilea rând, nu au fost convinși. E frumos să vii dintr-un partid în care toată lumea poate să-și exprime opinia da, e despre ce face la voi, la PNL liberal. Și strategia PNL-ului. Ceea ce pot să vă spun este să confirm ce a spus și colegul meu de coaliție. Candidatul cine este domnul Cârstoiu. Pentru că am vrut să completez declarația lui Florin Câțu să vă explic că nu reprezintă opinia Partidului Național Liberal. Candidatul nostru este... domnul Cârstoiu în continuare, iar când zici că e pe locul 3, dar nu contează procentele, eu l-aș contrazice. Chiar contează foarte mult, pentru că
Una e să fie la sondajul Digi, care m-a amuzat, și altceva e să fie la procentul real, care este în jur de 25%. Da, băgă 28%, cum am mai băgat și o marjă de eroare. Ce aveți, mă? Minus, minus. Bă, terminați-o cu între prostile. 23 și 28, bă, fraților, v-am spus, este 25. Un pic. Întrebarea mea a fost clară și concretă, poate mă ajută cineva și îmi răspunde la întrebare. Cât de mult... Sau cât de mare este pericolul dacă pierzi ca și coaliție Bucureștiul? Cât de mare este pericolul pentru conducerile celor două partide? Că asta este joaca. Da, dacă îmi permiteți, nu e niciun pericol. E o oportunitate pentru România. Să începem în forța anul 2024 și să-l sfârșim fără acest partid comasat român. În ceea ce privește, pe domnul Crăstoiu, din toate cele trei concluzii ale reprezentanților partidului comasat român, rezultă o concluzie foarte simplă. Candidatul momentan, candidatul deocamdată, candidatul la acest moment. Există toate motivele pentru retragerea domnului Crăstoiu. Dacă două partide, cu resursele dumneavoastră, cu zeci de mii de membri în București, au serioase dificultăți în a strânge semnături pentru candidatura domnului Crăstoiu. Dacă oamenii... Colegul, sunteți de la UR dumneavoastră? Da. Și candidatul dumneavoastră cât are în sondaj? Scuzați-mă. Cât are candidatul dumneavoastră în sondaj la București? Cât are? Să vorbiți foarte apăsat. Eu nu cred în niciun sondaj care a apărut în această campanie. Sunt domnul Crăstoiu. Dacă candidatul nostru e la nivelul domnului Crăstoiu, e o performanță extraordinară. Dacă cu resursele noastre și cu resursele dumneavoastră avem un candidat cu aceleași șanse în sondaj, e o performanță extraordinară. Hai să fim corei și serioși. Noi avem un candidat care de 6 luni a prezentat un proiect pentru București, pe Mihai Enache. Și nu a depășit 3%, corect. Domnul Crăstoiu de o lună n-a prezentat o soluție pentru București. N-a prezentat un proiect, n-a prezentat o viziune. După sondaje, dacă v-a fost o conferință de presă după care să ne luăm în perioada care s-au prezentat soluțiile pe termen. Luni a fost o conferință de presă pe transport public în care s-a vorbit despre drumurile radiale și despre metrorex. Aia în care a fost întrebat cu factura și cu banii. Cu incompatibilitate? Eu nu v-am spus ce s-a întrebat. Eu v-am spus că sau... Știți care... Dacă vreți să vorbim de planurile pentru București, mie mi-ar face... Haideți să vorbim de cei care... Doamna Marbaroviș, domnul Humernicu, vă faceți că n-ați înțeles întrebarea. Nu mai spuneți că dacă nu vreți să-mi răspundeți. Mie mi-ar face mare plăcere, pentru că mi s-a ridicat mingea la fileu, mi-ar face mare plăcere să vorbesc acum despre planurile pentru București. Dar vedeți vorbiți. Dumneavoastră, nu vorbiți, că toată lumea mă întreabă despre această mitologie creată despre retragerea lui. Dar vă spun un lucru, nu mai vorbesc de campanie. Eu nu cred că aceste lucruri au fost create de presă. Dar ce vorbește eu de cred că lucrurile au fost lansate de la cealaltă planeta Marte. Marte există? Îmi place să cred că da. Dar n-ați fost acolo, nu? N-ai de mitologie. Îmi place că pe 9 iunie o să vedem cine o să aibă dreptate și eu cred că o să fiu totuși... Deci noi am vrea să vorbim despre campanii și despre proiecte. Problema este că candidatul principal al PSD și al PNL, domnul Crăstoiu, el însuși nu mai și-a anulat toate activitățile din acest weekend, pentru că după conferința dezastroasă, într-adevăr, pe transporturi, în care n-a putut să răspundă la două întrebări legate de propria incompatibilitate. A trebuit să intervină domnul Grindeanu, că nu mai știa cum să facă să se ascundă spatele domnului Grindeanu. După aceea și-a anulat toate activitățile de campanie pe acest weekend. Haideți că poate răspundeți dumneavoastră la întrebare, da? Cu Sero vorbim numai cât de mare este PSD-ul? Reformulez întrebarea. Reformulez și ultima dată întrebarea, da? Din păcate. Cât de mare este presiunea pentru conducerile coaliției candidatul. Cât de mare e presiunea? Că dacă nu câștigă Bucureștiul, sunt probleme în paradis. Eu așa cred. Presiunea, în primul rând, ar trebui să văzut de unde a fost la început. Atunci când s-a pus un candidat, cum e domnul Crăstoiu, fără niciun fel de notorietate publică, adică, doamne, și un jurnalist dacă luai, cu tot respectul pentru jurnalist, dar nu se... Dacă e unul bun, chiar face diferență, să știți. Cum e Bușă? Domnul Botin, nu mi-a dat cuvântul. Domnul Botin, vă las o cerere de adeziune la sfârșit. Dacă vă spălați puțin, din păcate, văd. Bușă și-a manifestat intenția de a candida la un moment dat pentru AUR, nu-i așa? La poziția de primar al capitalei. Domnule, Bușă, deși din punct de vedere al experienței în administrația publică, în mod evident, nu poate fi prins printre primele personalități, domnule, avea un capital de imagine. Domnul Crăstoiu, atât de bun specialist cât ar fi dumnealui în medicină,
nu a auzit nimeni de dumnealui. Problema mare a domnului Cârstoiu, și de aici nu pot eu să înțeleg ce s-a întâmplat cu această coaliție, sau în fine, nu vreau să merg cu explicația atât de departe, este cum să pui un personaj fără notorietate și care are o asemănare, îmi pare rău, trebuie să ajung la o chestiune care poate să pare copilărească, nu are o asemănare fizică zdrobitoare cu Băsescu. Iar Băsescu, domne, nu poate fi, domne, nu poate fi, domne, și aroganța și modul de a vorbi, totul e un mini-mi Băsescu, un mini Băsescu. Și după experiență, că domnului Cârstoiu i s-a reproșat asemănarea cu Băsescu și la emisiunea de ieri se reproșa asemănarea prea mare, că e prea arogant, seamănă prea mult cu Tăricianu. Deci să înțeleg că... Nu, cu Băsescu. Nu, nu, conform opiniei dumneavoastră. Un personaj arogant care a rămas în memoria colectivă flagrant, e Băsescu. La întrebare, domnule. Domnule, deci nu mai vreau să mai răspund. Lăsați-mă că îți termine o frază. Deci, atunci când a fost o presiune să fie pus un astfel de candidat cu șanse minime pe chestiuni, pe de reușită, minime. Și acum se confirmă. În momentul ăla, rezultatul era absolut predictibil. Vor avea un mare consiliu și de fapt... Preocuparea opoziției, grija opoziției pentru ce o să se întâmple, ce o să facă puterea, eu n-am mai văzut. Nu, doamnă, stați puțin. Vă faceți grijă autentic pentru PSD sau PNL? Doamnă, stați puțin, cred că nu m-ați înțeles foarte bine. Grija opoziției nu-i pentru ce face puterea, că nu e vorba de putere. Puterea face ce vrea ea cu noi. Deci este grija despre noi. Înțelegeți puțin? Nu, pentru că dumneavoastră deci când ajungeți dumneavoastră la putere, uite, spre exemplu, că l-avem pe Nicușor Dan aici, care nu pot fi bănuit că sunt vreodată vreo mare fan. Dumneavoastră declarativ, vă faceți griji că noi o să pierdem alegerile pentru București. Păi n-ar trebui să vă doriți asta teoretic. Eu întreb doar, dacă vă faceți griji că o să pierdem alegerile, stați liniștiți că o să le câștigăm. Nu avem ocazia să discutăm despre programe. N-am auzit nimic. Nici de la Nicușor, în afară de țările alea pe care trebuia să le facă de 4 ani în urmă, acum începe. Am o teorie, domnul Chitic, cu respect, am o teorie. În continuare, să știți că și Bucureștiul, ca și Văscăuții de Deal și ăla de Vale, da? Ca entitate, ca și votant, va vota odată și bine, după emoție. Și la București s-a întâmplat emoție la Traian Băsescu, emoție la Sorin Oprescu, și o să vă arăt ce plurulă avea Oprescu la promisiuni, emoție chiar și la Nicușor Dan. Va fi emoție aici. Lăsați-mă cu țevile și cu aia și cu aia și cu aia. Hai să ne aducem aminte de Oprescu ca să vedeți cum a lucrat Oprescu pe emoție, da? Și acum toată lumea încearcă cu domnul Cârstoiu să reaprindă acea emoție, numai că nu, se fac o combinație între emoția de Băsescu și de emoția de Oprescu. Și ce fel de emoție? Au asigurat de fondurile acestei autostrăzi suspendate. De fapt, este al patrulea inel median de circulație de nord, în partea de nord, și va uni toate trei autostrăzile pe care le avem. Îi respect, îi iubesc cum îi iubesc pe toți cetățenii Bucureștiului. Asta este adevărul. Eu am iubit și iubesc oamenii. Ce să vă spun, doamnă? Am trei nepoți. Putea să fie unul dintre ei. O să mă facă să mă simt la un moment dat primar interplanetar. Trebuie să ieșim din camera de gard. România are nevoie de un pic de liniște, de un pic de respect, de un pic de onestitate, de un pic de fericire. Pentru toate acestea și încă 22 de milioane de motive, am decis să candidez la președinția României. Calimera, domnul Oprescu, să trăiți pe această cale. Băi, fraților, spuneam la un moment dat că sunt niște teme pe care oamenii aceștia le ocolesc, se fac că nu le văd. Da? Vorbeam de pensii și o să discutăm astăzi, dar mai vreau să vorbesc despre ceva. Vreau să vorbesc despre droguri, oameni buni. Vreau să vorbesc despre droguri pentru că eu, cel puțin în ultimele două zile, am întâlnit pe stradă niște zăpăciți de ăștia
care erau clar. Băi, chiar nimeni nu prinde, mă, un traficant de ăsta. Hai să luptăm împotriva drogurilor, sau măcar să-i obligăm. Dar vreo 16 jumate, cu prietenii mei de aici, din cartier, ne-am apucat de droguri. Droguri. De heroină. De heroină. Putea să fie altă viață. Puteam să am o familie, puteam să am un copil. Din cauza asta n-am putut să o. Am furat, am trăcărit, am spart case, am spart mașini, dar în schimb nu furam de la oameni săraci. Se moare. Se moare. Mie nu mi-a fost frică, dar să știi că și eu am avut câteva tentative de suicid. Dar am și eu regrete mult. Am trăit cu o fată și a murit de supradoză în pat cu mine. Drogurile schimbă tot, nu-ți faci iluzii, joci, te riști și pierzi dacă faci confuzii. Drogurile schimbă tot, din păcate, e un vis murdar, care lângurii realitate. A fost perioada aia când am legalizat ilegalele, 2008-2012, se vindeau peste tot și a fost un refugiu. Legalele sunt pe primul loc, care sunt cele mai nenorice, de dacă intri în secție, vezi, nu știu ce vorbesc, cum fac, ți-am mințit. La un moment dat nu mai aveam bani și a trebuit să fug. M-a prins poliția, m-am făcut și pușcărie. Halucinații, toate nebunile. Tot timpul aveam impresia că e cineva în casă, tot timpul aveam impresia că mă urmărește cineva. Încet, încet te distruge. Drogurile schimbă tot, nu-ți faci iluzii, joci, te riști și pierzi dacă faci confuzii. Drogurile schimbă tot, din păcate, e un vis murdar care lânguri realitate. Așa e, România este îngenunchiată. România a devenit o țară puternic consumatoare de droguri. Și? A, păi ce, avem doar 800 de ăștia de la DICOT în toată țara. Așa și? De ce nu angajați? De ce nu specializați? Dar mai vorbim și despre justiție, oameni buni. Totul a izbucnit și cumva această campanie vine după o serie lungă de drongangii de ăștia care au omorât oameni. S-au suit la volan și au omorât oameni. Influencer de ăștia prinși în trafic, atenție, bombe pe roți, prinși în trafic sub influența drogurilor. Condamnări cu suspendare și muncă în folosul comunității. Dar vorbim și de judecători care, spun unii sau alții, sunt cumpărați. Acolo știți cum e cu drogurile. A, treabă serioasă. Judecătoarea de la Mangalia, cea care judecă cu guma în gură și întreabă dacă mortul e în sală, a scăpat de cearta de la inspecția judiciară. Pentru că, nu e așa, e inamovibilă, va avea pensie specială. Inspecția judiciară solicitase suspendarea acesteia din funcție, iar amânarea a fost acordată la solicitarea judecătoarei. Următorul termen în dosarul lui Vlad Pascu ar putea fi chiar ultimul înainte de pronunțare. Noul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 24 aprilie, ora 11. Decizia a revoltat încă o dată familiile îndurerate, care nu primesc dreptate nici acum. Nu mai avem încredere în justiție, între ghilimele justiție, care deja am văzut că sunt două cantități de măsură pentru oamenii cu bani și oamenii fără bani. Și tot ce putem face noi este să ne prezentăm, vedem ce urmează acolo, cum ne umilez din nou. Când mi-a spus dacă băiatul meu e în sală, n-am văzut în viața mea un asemenea judecător. Vrea buletinul. Nu-i vrea buletinul. La primul termen, magistrata a cerut buletinul lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu, și amestecat gumă pe durata întregului proces. Ioana Ancuța Popoviciu este magistrat la judecătoria Mangalia din martie 2022. Anul trecut, în luna mai, judecătoarea a fost sancționată disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență. Da, justiția, unul din creatorii justiției acesteia moderne este și doamna Monica Macovei, care acum are probleme cu justiția. Are deja o condamnare, dar e supărată și o să aflați de ce în câteva minute.
În motivarea sentinței prin care Monica Macovei a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare, judecătorii au stabilit că vina pentru accidentul de la Mangalia aparține exclusiv fostei europarlamentare. Infracțiunea a fost săvârșită din culpă, deoarece inculpata nu a prevăzut rezultatul faptei ei, deși trebuia și putea să-l prevadă. Urmarea imediată o reprezintă leziunile suferite de partea vătămată. Legătura de cauzalitate dintre activitatea inculpatei și urmarea imediată rezultă fără dubiu din concluziile raportului de constatare medico-legal. Se arată în motivarea judecătorilor. Acum, după depunerea contestațiilor de către ambele părți, apelul este judecat la Curtea de Apel din Constanța și fostul premier Adrian Năstase a avut o reacție în scandal. Monica Macovei a fost condamnată de justiția statului de drept din țara noastră la o pedeapsă groaznică, 6 luni de închisoare cu suspendare. Totuși, în acest fel, regina anticorupției din România a intrat în categoria penalilor. În procesul civil, probabil că motociclistul va fi condamnat să-i plătească daune morale, deoarece el nu ar fi trebuit să se afle acolo, în momentul în care Macovei se întorcea de la activitățile vamaiote, a scris Adrian Năstase după condamnarea Monicăi Macovei. Motociclistul, spulberat de fostul ministru al justiției, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea Plus că îi se pare mult prea mică pedeapsa primită de fostul demnitar. Mi se pare o pedeapsă mult prea mică în comparație cu suferința mea, cu urmările pe care le voi avea pentru restul vieții. Asta e cel mai grav. Mă, naibii, cum te sucește viața asta, zeița anticorupției, una din purtătoarele standardului, jos cu penalii, băi, își ia condamnare și supărată că i-au dat 6 luni cu suspendare și muncă în folosul comunității și face recurs, da? Iar la recurs totul e posibil, da? Dar nu e singurul caz, că uite, toată lumea era cu fără penal și hop, probleme cu justiția. Ei, acum, știi cum e? Corul alora, din... Spuneți de Clotil, vă rog. La Bucosonodor, da? Ce zic aia? Băi, păi ce mă, dacă mă atacă pe mine justiția, înseamnă că justiția e coruptă, sau cum e? Cum e, domnul Comernic? Să știți că unul din popor spune să nu faci rău, că răul se întoarce. Și atunci când știm cu toții cât rău a făcut, cel puțin pentru anumiți oameni, cât și pentru România, și când mergea la Uniunea Europeană și spunea rău, vorbea rău de România, să știți că se întoarce. Ceea ce e deranjant din punctul meu de vedere, sau la fel de mult, este lipsa de umanitate. Atunci când, dacă, Doamne ferește, se întâmplă să dai peste cineva, poate, nu știu, Doamne ferește, să nu te oprești, să nu-l vezi, să nu te uiți la ei, vorbim de empatie, fiind și doamnă, să te oprești, să vezi. Mult timp Monica Macovei a susținut că, de fapt, motociclistul a, a lovit-o, deci, da, că ea mergea, era... Indiferent, să știți, noi când trebuie, ce trebuie să transmitem noi este, haideți să fim și noi, avem o luptă politică, poate, până la un moment dat, fără jigniri, să avem, da, să transmitem și puțină umanitate și empatie între noi, pentru că dacă avem așa o ură între noi, viscerală, nu ne ajută cu nimic și nu ajută poporul acesta. Sau măcar legat de acest caz un pic de onestitate, pentru că aici zeița, doamna zeița justiției, a mințit pe vreme de peste un an de-a lungul întregului proces penal. A susținut că nu s-a aflat niciun moment pe contrasens, că motociclistul care a avut peste 90 de zile de îngrijiri medicale a rămas aproape paralizat și a susținut că el a fost vinovat. Că nu, dumneavoastră a fost vinovat, și acum a fost judecată în procedura abreviată, adică și-a recunoscut vinovăția. Legând de cazul anterior, poate ar fi bine să avem și un pic de onestitate, mai ales atunci când vizăm demnități publice și mai ales atunci când, după cum era cazul domnului Cârstoiu, e evidentă starea de incompatibilitate în care s-a aflat ca director de spital să ofere consultații private în același timp. Mă scuzați, e ca și cum doamna Mardarovici... Practic, orice subiect o să avem aici, cumva o să fie despre domnul Cârstoiu, am înțeles. Dar poate îi convine și domnului Cârstoiu, că uite așa îl facem mai cunosc. Felul ăsta aude cineva de dâns. Dar, a fost manager de spital, a condus spitalul universitar. Vorbeam de Monica Macovei acum. A tras fonduri europene și ce mai vrea să ne cerem iertare. Vorbeam de doamna Monica Macovei acum. USR-ul ce spune de doamna Clotild, care este
inculpată, fără se răspune că în momentul de față publice. Suntem, cred că, singurul partid care nu are nici măcar un singur om condamnat din reprezentanții publici da, care i-a fost inculpat. Dumneavoastră aveți niște zeci de parlamentari și zeci de miniștri pe care aveți condamnat definitiv. Unii dintre ei pe care după aia i-ați promovat, inclusiv că acum tocmai vorbeam despre domnul Piedone, care a fost condamnat definitiv și pe care dumneavoastră susțineți prin blat la primăria municipiului București. Haideți cu domnul Arsene, care tot așa condamnat definitiv și pe care după aia domnul Ciolacu îl lăuda despre cât de minunat este. Eu înțeleg că puteți să vorbiți peste mine, dar realitatea este una simplă. Nu există niciun om condamnat în momentul de față la USR. La dumneavoastră există zeci. Și spuneți DNA să vină să vă ia, după care acum vă văd președintele 2% sau 5% drulă, vine și spune, domnule, știți... Oamenii vor decide cât la sută. Nu oamenii, instanța să știți, va decide. Care e procesul de alegeri. USR-ului față de doamna Macovei, pe mine asta mă interesează. Măsura asta e o singur problemă. Dumitru Buzatu nu va putea să stea alături sau să se vadă cu secretara Ana Maria Obreja, despre care presa locală a scris că ar fi iubita baronului. Politicianul va avea mai multe interdicții dacă va fi plasat în arest la domiciliu. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Corect? Da. Fostul președinte al Consiliului Județean Vaslui a ajuns în urmă cu 7 luni în spatele gratiilor, după ce a fost prins în timp ce lua șpagă 1,25 milioane de lei. Buzatu a încercat să scape de arest în fiecare lună, dar judecătorii nu au fost de acord cu cererea sa. Procurorii DNA au scris în rechizitoriu că baronul local s-ar pregăti să fugă din țară în Ecuador, împreună cu secretara Ana Maria Obreja. Din convorbirile pe care Buzatu Dumitru le are cu martora Obreja Ana Maria, se observă clar că acesta trasează prin intermediul acesteia sarcini martorilor și factorilor decidenți din administrația locală a județului Vaslui. Totodată, Buzatu Dumitru îi propune martorei ca în cazul în care va fi eliberat să plece împreună în Ecuador. Dacă reușesc să mergem până în Ecuador, vă iau și pe voi, au scris procurorii DNA în rechizitoriu. Fostul șef al județului Vaslui și-a schimbat tactica pentru acest proces în urmă cu o săptămână. Buzatu a făcut mai multe denunțuri pe numele unor colegi de partid, în speranța că va obține o pedeapsă mai blândă. Da, iar sursele din justiție spun că domnul Buzatu chiar a făcut niște denunțuri. Ce mai știa el pe acolo, domnul Chitic? A mai zis așa, câte unul, câte altul. Știi că... Moda cu scriitorii este cunoscută. Toată lumea care ajunge din partea asta politică într-un loc de recluziune, să spun așa, brusc este nepădit de amintiri și este, îi dă ghes așa să le pună pe o hârtie. Și iată cum campania electorală pentru toamnă cred că se va complica major după urma acestei amintiri, acestor amintiri care vor reveni în mintea domnului Buzatu. Acum că vedem intenția de a pleca în Ecuador, nu este, să spun, o destinație turistică neobișnuită. Am mai auzit parcă de niște persoane care au fost acolo. Am înțeles că clima este bună, mâncarea interesantă, marea nu e departe. Acum mă întreb totuși, ce a fost în mintea domnului Buzatu să vorbească ce a vorbit? Cum a vorbit, asta pe mine mă uluiește totuși. Atâta inocență, ca să spun așa, încât să te apuci să vorbești astfel de lucruri. Pe de altă parte, în prezența unor astfel de declarații, lăsarea în arest la domiciliu, nu că este o măsură pe care eu aș spune că nu e nepotrivită în general. Închisoarea, arestul preventiv nu este executarea pedepsei, trebuie să înțelegem foarte clar. Asta este o chestiune pe care o spun de fiecare dată când mă duc în instanță.
Cu toate astea, în momentul în care există astfel de declarații și sunt aduse la cunoștința organelor de urmărire penală, totuși măsura mi se pare cel puțin inoportună într-un astfel de moment. Bun, domnul Buzatu rămâne de văzut, cred că va intra și dumnealui în istoria, nu doar a PSD, cu niște declarații. Sunt convins că amintirile dumnealui vor face deliciul presei și că le vom discuta în curând aici. Mai bine scrie o carte, că e bestseller, că domnul Buzatu cumva a cam închis o epocă. Fie vorba între noi. E ultimul așa, dinozaur. E ultimul mohican. Am vrut să fiu elegant. Așa, din ceea ce însemna la un moment dat Partidul Social Democrat. Breaking news, oameni buni. Candidatura lui Florin Călinescu și a Partidului Diaspora Unită a fost respinsă de Biroul Electoral Central. Nu știu din ce motive, probabil s-au legat de numărul de semnături. Florin Călinescu este cu noi. Bună ziua, maestre! Bună ziua! Ce s-a întâmplat? E cineva care nu vă vrea pe acolo pe liste sau pur și simplu e vorba de numărătoare? Evident! Noi avem un proces verbal în care s-au pronunțat vis-a-vis de 217.000 de semnături, că sunt o regulă. Ceea ce este puțin neliniștitor pentru tânăra noastră democrație, în ghilimele, bineînțeles, este că după ce s-a închis, adică eu la plec acolo am văzut vreo 300 de oameni care mișunau la cafele și țigări vis-a-vis de acest proces. Foarte bine. După care s-a încheiat povestea, avem acest proces verbal. Am crezut că totul s-a încheiat. Nu s-a încheiat, dragi prieteni. S-a făcut ieri o ședință, altă ședință, cu alți judecători, dar surpriza mea, că nu s-am pus la punct cu toate subiectele la zi, este că în această comisie sunt și reprezentanții cui? Partidelor parlamentare. Deci, în tot acest proces, care ar trebui să fie făcut de niște numerologiști, ca să zic, să numere hârtii, apar reprezentanții partidelor parlamentare. Mi se pare absolut o aberație de ultima speță ca băieții, și aici pun toate partidele din Parlament, atenție, să aibă un cuvânt de spus în numărarea unor hârtii. Păi care-i treaba? Voi sunteți în partidele parlamentare, sunteți plătiți din banii noștri pentru activitatea de acolo, pentru toată activitatea de campanie. Mi se decontează tot ceea ce prevede legea, bineînțeles, dar faceți parte și dintr-o ședință. Mi se pare lesne că dumnealor n-au niciun interes să pătrundă alte partide neparlamentare în Parlament, să participe la ceea ce dânsii cu mare pompă clamează lupta pentru România, lupta pentru democrație, lupta pentru bine. Intriga pentru mine este că PSD-PNL, să zicem că ar vrea să elimine orice altă mișcare partinică în România, surpriza mea este că și opoziția, adică AUR, SOS, USR, PMP și așa mai departe, nu mă interesează, nici nu știu cine e în studio, participă la astfel de ședințe oneroase, după părerea mea. Dar acolo trebuie să fie niște învățătoare care trebuie să zică hârtia e scrisă cu pixul, are număr, dar bun, par la revedere. Ce să caute partidele din Parlament decât să blocheze intrarea altor partide în Parlament? Nu e nicio problemă. Din fericire, cumva, mai sunt câteva căi de atac. Avem și precedente, începând cu Viorel Cantaramă. Slavă Domnului că BECU nu este o instanță definitivă și mai există Tribunalul București și alte instanțe care pot să analizeze această situație până pe 25 aprilie. Repet, ca primă mirare am acest instrument. Procesul verbal semnat în ziua de, nu știu cât dracu a fost, 6, 7, 2, abardam, a trebuit să fiu la 6 dimineața acolo, și să am toate hârtiile pe care le vom prezenta în instanță, că totul este în regulă. Acum, ieri cineva a zis că nu este în regulă. Nu asta e problema.
Problema este ce caută partidele într-o astfel de comisie, să numere voturile propriilor partide, sau să asiste la această treabă, și la numărarea sau validarea altor partide. Despre asta este vorba. Florin, și totuși, întrebarea este următoarea, că un astfel de refuz orchestrat, după cum bănuiești, de partidele politice ar putea avea ecouri nefavorabile pentru acestea în diaspora. Să nu uităm că diaspora totuși reprezintă multe milioane de oameni. Dragă, stimate coleg, noi ne ocupăm de diaspora. E o interpretare destul de pauperă. Noi vorbim de toți românii. Continui să spun și într-o emisiune cu tine am spus, marea diaspora este aici în România, nu este cea plecată în Europa. Noi suntem străini în propria noastră țară. Bine, accept ceea ce ai spus, fără să te contrazic. Mulțumesc, Florin Călinescu, pentru intervenție. Bun, se întâmplă lucruri, oameni buni, în țara asta, dar spuneam la un moment dat că sunt niște teme senzaționale pe care oamenii politici aflați acum în plină pre-campanie, Sanchi, electorală, uită să le menționeze. Și sunt niște cartofi fierbinți pentru fiecare dintre ei. Ceva mai devreme am vorbit despre droguri. Acum aș vrea să vorbim despre ceva care privește direct cam 5 milioane de oameni. Această lege a pensiilor intens discutată și răs discutată începe Marea Consultare Națională cu un amendament. Cu un amendament pe care am să vi-l repet. Până când vom vedea ce se întâmplă cu pensiile părinților și bunicilor. Oamenii aceștia ne-au crescut și ne-au făcut pe noi mari. Da? Poate n-au avut cu ce, poate n-au mâncat ei ca să ne dea nouă, poate au făcut sacrificii ca să ne îmbrace, să ne trimită la școală și poate au înghițit toate tâmpenile noastre, tâmpenii pe care le-am făcut fiecare, în speranța că undeva, cândva, când o să ajungem noi oameni mari, o să avem grijă de ei. De aceea spun, părinții și bunicii noștri merită tot respectul. Că povară-i simți și știu că așa și se uită la tine ca și când te-ar ruga, mai avem scurtă vreme de dus pe conștiințe povară acestui apus și pe urmă vom fi foarte liberi sub cer, se vor împuțina cei ce n-au și ne cer și abia într-un trist și departe târziu când vom ști disperați vești ce azi nu se știu vom pricepe de ce fi uită cu și nu văd niciun ochi de pe lume plângând. Postul ministru Marius Budăi este cu noi prin telefon. Bună ziua, domnule Budăi. Bună ziua tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație. Știți regulile, avem marea consultare, avem poporul care întreabă, dumneavoastră răspundeți. Nicolae Ilieș, bună ziua. Bună ziua! Vă rog, domnul Budăi vă ascultă. Am ieșit la pensie în anul 2017. Dar în condiții normale de muncă am 35 de ani. Condiții speciale de muncă 25. Stadiul așa. Total de cotizare 39 de ani, 9 luni. Indice de corecție 1.14. Total puncte 4.264. Perioade asimilate 9 luni și 8 zile. Necontributivitate pe 9 ani, 8 luni. Da, întrebarea e ce indice primesc. Da. Stadiul complet de cotizare fiind 30 de ani. Da, am pentru necontributive 9 ani și 8 luni. Poate domnul Budăi a înțeles ce vreți. Dumneavoastră, domnule Ilieș. Domnul Budăi, ați înțeles ce vrea telespectatorul? Să întrebe?
Am o mică întrebare pentru calificare. Îmi notez și eu în același timp, cum menționez, nu sunt în fața televizorului. A spus domnul că are perioade asimilate 9 luni și 8 zile și după aia perioade necontributive 9 ani. Perioada necontributivă este perioada asimilată. Aici e un pic ambiguă. Deci 9 luni și 8 zile am lucrat după ce m-am pensionat. Poftiți? Scuzați-mă. 9 luni și 8 zile am lucrat după ce m-am pensionat. Aia e tot perioadă contributivă. Da. Și am mai fost și 2 ani în ordonanță de urgență. Am ieșit cu ordonanță. Dacă este sau ordonanță, nu, acea ordonanță constituie și acea ordonanță perioadă contributivă. Dar, vedeți, aici am spuneți că aveți, dacă am înțeles bine, condiții normale 35 de ani, îți lucrați an pe an. Îți lucrați an pe an, da? Da, deci plus ce s-a primit de la grupele, că am lucrat și în grupe de muncă. Deci, dacă ați lucrat 35 ani pe an la recalcularea pensiei, veți primi odată punctele contributive pe care le aveți, 42,64, dacă mi-am notat bine, care se înmulțesc cu cei 81 de lei, care este valoarea inițială a valorii punctului de referință dată în lege. După care, pentru anii lucrați, deci anii lucrați până la pensionare, cei peste 25 de ani, veți primi acel punctaj de stabilitate. Bun. Mulțumesc, domnule Ilie, și o să mergem cu domnul Mihai Șerban. Bună ziua, domnule Șerban. Bună ziua, domnul Botin și invitațiilor dumneavoastră. Bună ziua, domnule ministru. Bună ziua. În legătură cu procesul ăsta de recalculare a pensiilor, în 2021 a fost emis ordinul 487 de fostul ministru Turcan, care prevedea pentru pensionarii care au adeverințe la dosar depuse referitor la câștigul brut realizat, toate sporurile plătite de unitate pentru care s-au plătit contribuții, trebuiau luate în calcul la procesul de evaluare a pensiilor în vederea recalculării pensiilor. De ce nu să, din moment ce au fost acum nu știu dacă s-a încheiat procesul de evaluare a tuturor dosarelor, dar din moment ce s-a făcut evaluarea, nu era normal ca la 1 septembrie acum pensia recalculată să cuprindă și punctele pentru toate câștigurile realizate de pensionar? De ce trebuie să mai aștepte pensionarul încă 6 luni de la 1 septembrie să recalculeze pe baza adeverințelor cu așa zisele sporuri cu caracter nepermanent? De ce tot insistați cu sporurile cu caracter nepermanent, ca și cum ne faceți dumneavoastră o favoare, din moment ce toate legile de la legea 19 încoace au prevăzut la principiul contributivității calculul punctajului pe baza venitului brut realizat lunar pentru care s-au plătit contribuții? Vă mulțumesc. Bun. Veniturile le-am încurcat un pic aici cu sporurile cu caracter permanent și sporurile cu caracter nepermanent. Toate legislația de până acum, până la legea 360, au fost luate în calcul doar sporurile cu caracter permanent. Acele sporuri cu caracter nepermanent au fost și explicate pe decizia de pensionare de ce și care articolul din lege care au fost respinse. Acum, cu legea 360, am introdus în acest calcul și acele sporuri cu caracter nepermanent, care pe adeverință se face precizarea că s-a reținut contribuțiile de asigurări sociale. Deci este o noutate în lege și este o primă etapă a calculului în care se acordă punctajul aflat în parată total, fără să se mai împartă la nimic, nici
la 25, nici la 30, nici la 35, după care se mulțește, se adaugă punctele de stabilitate pentru perioadele contributive lucrate an pe an până la împlinirea vârstei standard de pensionare, se mulțește cu 81 și se află pensia. Etapa a doua a recalculării este adăugarea acelor sporuri cu caracter nepermanent. Dar până acum, sporurile cu caracter permanent nu au fost luate în calcul. Vă înșelați, domnul ministru. Eu am trecut de două ori prin proces cu Casa de Pensii, le-am câștigat amândouă și instanța somă a pochestii asta mi-a dat câștig de cauză. Din moment ce legea... Dar dacă a câștigat în instanța asta este cu totul și cu totul altceva. Păi de ce ne-ați trimis ani de zile până instanță în loc să reparați din start greșeala dumneavoastră? Atâta timp cât contribuțiile s-au plătit la venitul brut, de ce dumneavoastră luați numai anumite venituri sau sporuri pe care le considerați dumneavoastră cu caracter permanent? Pentru că dacă o luăm de la legea... Noi nu am luat niciodată vreun coleg de-a meu dintr-o casă teritorială de pensii, nu am făcut altceva decât ce a prevăzut legea. Ori legea nu prevedea ca aceste spori cu caracter nepermanent să fie luate în calcul. Dacă vă aduceți în această lege, am reparat acest lucru. Anexa a trimis pe la lege, inventată tot în normele de aplicare a legii, spuneau clar acolo, era un punct și alte sporuri plătite de ministerele de resort, pe care niciodată n-ați vrut să țineți cont de el. În sfârșit, n-are sens să mai discutăm acum. Nu, dar interpretarea dumneavoastră, îmi cer scuze, este greșită. Nu că nu au vrut colegii mei din țară, din casă de pensie, să țină cont. Au respectat legea. Acum această lege ia în calcul și aceste sporuri cu caracter nepermanent, care au... Deci sporurile vor fi luate în calcul dacă nu le aveți la dosar, la adeverințe. Mai avem un telefon pentru dumneavoastră, domnule Budăi. Domnul Ion, bună ziua! Bună ziua! Vă rog! Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua, domnule Vădin! Bună ziua, invitați dumneavoastră! Domnule ministru, la mine e o situație, zic că am neîntâlnit. Adică am lucrat în perioada 22-a 5-a 1979, 3-a 9-a 1984, la autobaza 8 filare, în prezent se numește SC Transportul Filalet. Și am cerut și obținut în 2021 o adeverință cu sporurile brute. Numai că în final s-a menționat că nu au fost plătite sporurile suplimentare, nu a fost plătită contribuția de asigurări sociale și pensie suplimentară pentru veniturile realizate, aceasta aplicându-se doar la salariul tarifar de încadrare în cartea de muncă. Acum, vă rog, dacă puteți să-mi spuneți ce să fac, cum să eu știam că era în vigoare atunci decretul 389 din 1972, articolul 1, care obliga toate unitățile socialiste de stat să vireze la bugetul asigurărilor de stat o contribuție de 15% din câștigul brut realizat de personalul lor salariat. Ce fac în cazul ăsta? Ok. Sporurile nepermanente se vor valorifica doar dacă emitentul adeverinței confirmă acestea că pentru acestea s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale de stat. Legislația chiar de data înainte, data de 1-4-2001, era foarte clară aici și spunea că era prevăzută chiar obligativitatea angajatorului de a reține și a plăti CAS. Deci trebuie să clarificăm ce fel de sporuri nepermanente ați avut dumneavoastră și care a fost temeiul legal de acordare. Pentru că, de ce spun asta? De-a lungul timpului s-au acordat foarte multe sporuri care au avut caracter nepermanent, dar nu pentru toate s-au datorat contribuții. Doar pentru anumite sporuri s-au reținut doar impozit și sănătate, aceste sporuri nu pot fi luate în calculul pensiei. Domnule ministru, era vorba de ore suplimentare. M-ar ajuta foarte mult să văd o
să văd o asemenea adeverință pentru a nu vorbi pe lângă subiect și să dau un sfat greșit. Dacă aș vedea o asemenea adeverință și în baza a ce legislație a fost acordată, atunci pot să-mi dau cu părerea fără să văd în document. Bun, cer scuze, n-am trebuie documentul, așa este. Bine, bun, mulțumim. Dau o opinie care să fie și profesionist. O frază. Mulțumim, domnul Budăi, o zi bună. Da, domnul Chitic, vă ascult. Aveți. Cum să nu știu, vedem de luni de zile că se discută pe marginea acestui proiect de lege. Domnule, trebuie spus că există o lege în România asta, legea 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, care în lege prevede cum trebuie scrise legile la rândul lor. Adică există și o lege care spune cum, culmea, nu? O lege care spune cum se scriu legile. Legea asta, la articolul 8, alineatul 4, spune așa, vă rog să-mi permite să citesc. Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent și inteligibil, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoci. Nu se folosesc termeni cu încurcătura afectivă, forma și estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic și așa mai departe. Deci, dacă vom pune chestiunea care ține de o normă internă care trebuie să reglementeze modul de redactare a unei legi cu obligația de claritate și predictibilitate și previzibilitate care vin din partea practicii generale a Curții Europene a Drepturilor Omului, ne face pe noi să constatăm că acest proiect de lege are mari hibe, cel puțin din punctul de vedere al formei. Pe de altă parte, vin și întreb și eu o chestie, aici a fost partea de afirmare. Păi am o întrebare. Dom'le, suntem într-o țară în care se spune că avem foarte mulți IT-ști foarte, foarte competenți. Nu avem foarte mulți. Avem vârfuri foarte buni. Vârfuri. Dom'le, pentru un vârf, în maxim, două zile, ar putea să facă să programeze o pagină de net în care tu să intri, să spui și să-ți completezi tot ce spune legea. Dacă omul nu poate să-și completeze el însuși ceea ce cere legea și să înțeleagă chestiunea asta și lăsăm, trebuie să facem apel la specialiști, cum e domnul Budăi, cum sunt câteva persoane care sunt capabile să înțeleagă această lege, domnule, avem o problemă. Și aici vin și întreb că avem reprezentanții puterii. Domnule, de ce nu faceți, domnule, o astfel de pagină care să poată să-i dea pensionarului posibilitatea să-și calculeze singur pensia. Aoleu, lăsați-mă că fiecare înțelege, fiecare are niște chestii proprii. Dorina Barcari cu noi. Bună ziua, doamna Barcari. Bună ziua. Ilie îmi Popa, pentru că am ascultat conversațiile anterioare. Ilie Popa cu noi de asemenea. Problema este că nu se cunosc exact... Da. Nu se cunosc exact legile. Confuzia vine de la două legi care sunt ignorate. Una este legea 1/77 și a doua e legea 338/2002. De ce spun asta? Chiar dacă pare tehnic și pare complicat. Acea lege 1/77 a făcut ca o anumită perioadă, iulie 77, ianuarie 91, pe perioada asta să fie rețineri salariale pe fondul de salariu. În statul de plată nu apărea impozit CAS, CASS și la rubrica brut era net. Acest lucru, dacă nu este cunoscut, apar confuzii. De-aia, în adeverințele în care pe această perioadă sunt menționate venituri brute, casa de pensii în temei legal nu poate să le valorifice. Totodată, când e vorba de anumite sporuri, care nu sunt, care au fost, cum să vă spun, menționate în statele de plată sau în alte state adiacente, aceste sporuri au fost, dacă erau programate în timp, impozitate și pe ele s-au fost reținute aceste rețineri, tot prin fondul de salariu. Sunt neștiutori cei care pretind că puteau să fie venituri salariale până în 1990, din care statul român să nu perceapă aceste obligații. Nu există.
Ori faptul că nu sunt menționate în statele de plată se datorează acestei legi. Să pună mâna să o citească și să nu mai bată câmpii că nu s-au reținut, că nu s-au... și așa mai departe. Legea 338, fiind o lege ordinară, în mod nelegal și neconstituțional, introduce noțiunea de permanență și nepermanență pe o lege organică, lucru care nu este admisibil. Și această permanență și nepermanență este total nejustificat inventată, pentru că permanența sau nepermanența nu exclude contributivitatea, în mod evident. 360 vine să lămurească lucrul ăsta și să excludă aiureala cu permanența, care ar fi trebuit să nu existe, și acele sporuri trebuie să facă parte din calculele drepturilor de pensie în mod justificat, pentru că asupra lor și asupra acordului global au fost aplicate și reținute, au fost aplicate reținerile atât de impozit cât și contribuții pentru sănătate sau asigurări sociale. Deci în atare situație, din punctul acesta de vedere, legea 360 reglează o problemă foarte importantă. Nenorocirea este că o face târziu, că adeverințele care au fost respinse sau care nu au fost cerute pentru că nu-și găseau locul, sunt acum, dacă nu greu de obținut, atunci imposibil. Bun, hai să mai luăm un telefon, domnul Daniel Pățac. Bună ziua! Refacem, ziceți domnul Popa, că refacem legătura. Dacă vă spun colegii mei să rămâneți la telefon, să dați televizorul încet și să rămâneți la telefon, rămâneți, mulțumesc. Domnul Popa, aici vorbim în continuare despre faptul că oamenii vor, mă rog, arde nerăbdare să-și recalculeze, să-și calculeze singurei punctele de stabilitate, ce se întâmplă cu banii și așa mai departe. Însă problema cea mare e atunci când ai cu adeverința. Da? Dacă n-ai adeverința, ai încurcat-o rău de tot. Ce se întâmplă cu adeverințele? Că ne-a spus că e război la Casa de Pensii la Galați. Da, la toate casele de pensii, bună ziua dumneavoastră și invitaților, la toate casele de pensii oamenii se duc cu adeverințe care le-au obținut, care nu le-au obținut, se duc să intereseze cam dacă, despre ce este vorba și dacă își recuperează într-un timp preferat banii, ceea ce, după părerea mea, e foarte greu, dar s-a ajuns la sume extraordinar de mari, cum spunea colegul, unul din ascultătorii noștri, spunea că a ajuns la 7.000 și ceva de lei. Astăzi am aflat întâmplător la 9.500 de lei. Deci nu, eu nu mai înțeleg absolut nimic aceste firme care dețin aceste archive ale foștilor salariați, de ce ajung la aceste sume. Am văzut această isterie națională și bănuiesc că vor să îmbogățească deodată. Problema ar fi în curtea Ministerului Muncii și Casei Naționale de Pensii. Să găsească o soluție prin care să stopeze această îmbogățire de pe o zi pe alta pe spatele acestor pensionari care și așa n-au bani de medicamente. Stați puțin, domnul Popa, există un ordin al șefului Casei de Pensii. Știu. Care stabilește tarifele, l-am arătat ieri pe tablă, iar tarifele sunt uluitoare din punctul meu de vedere. Hai că a revenit domnul Daniel Pațac. Bună ziua, domnule Pața, cu scuze, doamna Buzeanu. Bună ziua dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Așa, ce întrebare aș avea? Dar chiar mă întreb și eu ce întrebare ați avea dumneavoastră. Aha. Deci am ieșit la pensie, am lucrat 32 de ani la Metorec. Așa. Nu. Așa. Nu vă aud. Ziceți. Sunteți în direct, spuneți, turuiți acolo și adresați întrebarea. Așa. Și dacă am ieșit cu indicele de 1.41. Da. Așa. Am ieșit cu indicele de 1.41.
Și vreau să știu și eu dacă mai beneficiem de ceva, care e problema. Bază. Da, uite, vă răspunde, doamna Balcar. La Metrorex, în acești 32 de ani, ați avut grupă? Ați avut grupă de muncă în acești 32 de ani? Nu mai e. Domnul Pațac. Nu mai e. A avut, uite, mai? E. 32 grupă de ani. Ați avut grupă de muncă, domnul Pațac? Stați că le iau eu tare. Domnul Pațac, hai, plouă, să avem somnolență. Ziceți-mi, ați fost în grupă de muncă? Da, 32 de ani. Care grupă? Grupa 1. Așa. Grupa 1, noapte de noapte. Aha. Și cât aveți? Cât de ce puncte aveți? Bun, am înțeles. Da, da, grupa 1. În condițiile astea... Ce punctaj ați ieșit? Așa. Care este noapte de noapte era la noapte. Deci numai de noapte. Știu. Știu. Ați avut 12 cu 24 cu tură pană. Asta a fost. Doamna Barcare, hai să-i dăm omului anul indice de corecție 1.41. Întreabă care-i treaba dacă mai primește ceva la pensie. Ce punctaj a ieșit, domnul Pața? Nu. Da, punctajul. Cum? În funcție, două secunde, uitați-vă pe decizia de pensie. Dacă apare acolo la stadiu complet 35 de ani în loc de 20... Ce pensie aveți, păi, domnul Pața? Dar atunci, uitați după emisiune. N-are, că n-are decizia. Nu, dacă pe decizie... Păi, când o să aibă, să se uite pe ea. Dacă apare ca stagiu complet 35 de ani, atunci îi va crește pensia. Dacă apare 35, apare 20 când ar fi trebuit să fie, nu o să vă crească, o să vă înghețe. Doamna Pațac, mulțumim, uitați-vă. Ați pe înțeles? Decizie. Hai să o luăm și pe doamna Elisabeta Zomboreanu. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Să rămână. Mă interesează anumite un număr total de puncte la decizia mea. Am ieșit la pensie în legea numărul 3 din 97. Am muncit 29 de ani, 4 luni în grupa a doua. La litera E scrie... date care au condus la stabilirea, în paranteză, modificarea drepturilor de pensie. Aici am zice, vechime totală, 36 de ani, 7 luni, întregită la 37 de ani. Deci eu nu știu ce număr total de puncte am pe această decizie, că nu scrie. Numărul total de puncte trebuie să apară, dacă vă uitați, în subsolul deciziei, deci în partea de jos, în ultimile 6-7 rânduri. Uitați-vă și citiți acolo undeva total puncte realizate. Deci în partea de jos. Nu apare, doamne. Cam al 7-lea, al 8-lea rând trebuie să fie. Nu se poate. Nu apare. Toate deciziile sunt standardizate. În partea de jos, nu apare decât atunci... perioada de contribuție de 29 de ani, 4 luni. Da, dacă a avut grupa a doua, deci, doamna Bacar, în partea Bacar, de jos a decizie. La 36 e diferența de grupă. Asta este altceva. Nu știu câte este puncte ca să pot fi eu total... 81, că nu știu câte am. Că păi, nu-mi scrie, deci păi, decizia asta păi, nu scrie nimic. Acela... În decizia dumneavoastră, dacă nu aveți decizia, în decizia aceea menționată așa, anexat de decizie mai aveți și alte file? N-ați primit odată cu această decizie și alte file? Nu. O singură decizie am primit, deci am primit-o în anul 2000. Atunci m-am pensionat. Da, dar trebuia să mai primiți și după 2000 cel puțin o decizie, dar ați primit mai multe decizii, pentru că în 2000 era încă legea 3/77 și din aprilie 2001 a intervenit legea 19 și trebuia să
apară o decizie, o altă decizie, măcar din martie 2005, când a fost, s-a aplicat ordonanța 4/2005. Deci dumneavoastră trebuie să mai aveți sigur măcar încă o decizie pe legea 19, ori în 2001, ori în 2005. Da, calculată pe punctaj. Păi să ferească Dumnezeu, păi da, m-a mirat în gura că... mare mai devreme. Băi, cât haos da. Poate să fie, mă, în sistemul vreau... ăsta, mă? Haos de... care ne arată cum de 20 de ani da, statul și-a avut un joc de pensionat. Doamne. Da, doamnă, da, doamna Elisabeta, vă rog. Deci, eu din 2000 în aprilie m-am pensionat și în mai m-am reangajat la privat. Am mai lucrat 18 ani. N-are importanță. Cu atât mai mult trebuia să introduce și această perioadă în calcul și să aveți și o să decizie mult mai recentă. Așa, în această decizie care am primit-o... Păi. Deci nu da, când? Când? Ziceai să-și pună fiecare în calcul... Când ați primit ultima decizie? Cine să crede o aplicație care să pună ce... Domnul Homelnicu, simplu, trebuie făcut. Vă zăpăciți pe doamna Elisabeta. Doamna Elisabeta, mai sunteți cu noi? Cât are e calculul. Dar nu stați, nu vă supărați. Am crezut că nu m-au auzit, că n-am vrut să țip la dumneavoastră. Spuneți-mi care ultima decizie. Ba da. N-am înțeles. Când ați primit ultima decizie de pensionare? Ultima decizie am primit-o în 20 septembrie 2018. Bun, te scrie clar. Câte, ce punctaj aveți? Ei, aia. Punctajul ăla aia e foarte are în partea de jos, al 6 la 7, ultima decizie. Unde scrie așa. Bun, și acolo nu apare total puncte realizate? Exact, realizat. Din care adăugat pentru recalculare 2 ani 10 luni și stagiul total este de 51 de ani, o lună, 20 de zile. Și câte puncte? Nu stagiul, ci puncte, puncte realizate în partea de jos a... Pentru că scrie 2 puncte și 45.901. Mulțumesc, doamnă! Dar, tata, ăla este punctaj, dar multe realizate. Da, e, nu știu. Doamna Elisabeta, facem altfel, nu vă supărați pe mine. Avem probabil pe mail decizia dumneavoastră, dacă nu trimiteți-ne-o și o trimitem către doamna Barcari sau domnul Popa, că nu ne înțelegem și cumva trebuie să iau publicitate. Revenim în câteva minute. Și ca să vedeți ce stupii suntem ca stat român, o să vorbim acum cu o doamnă care are o fiică cu handicap și care fiica a fost chemată la reevaluare de instituțiile statului român. Reevaluarea se face pe banii oamenilor, evident. Și ce să vezi? Mama bătrână, fiica cu handicap, salariu minim pe economie... Și acum, din salariu, li se rețin bani pentru că statul român trebuie plătit. Maria Bărăgan este cu noi, este mama. Să rămână, doamnă, ce vi s-a întâmplat, doamnă? Cum v-au cerut bani? Domnul Bătrân, am primit de la autoritatea tutelară, luna trecută, o științare și pe ei a anunțat de la parchet. Și ne-a trimis acasă, precum să fă o ordonanță, să facem evaluarea persoanelor cu handicap. Am făcut evaluarea asta în 2014. Eu am zis că nu o să mai fac, că fata mea este de la naștere, de când am născut-o, de la o zi. De dacă în 49 de ani, care face în iunie, nu s-a rezolvat nimic, acum ce se poate rezolva? Ne obligă să facem evaluarea, dar pe banii noștri. Ca să plătesc psihologul și psihiatru care ne-a dat dânsii pe listă, m-a costat 18 milioane. Dar eu cu 18 milioane făceam altceva. Da. Da, am înțeles. Da.
Bun, da. De ce? Zice că curtea de conturi ne-a tăiat 3 milioane din salariu pentru vătămare. Pentru spor de vătămare. Că nu este constituțional. Deci în 35 de ani nu s-a întâmplat nimic. Acum ne-a venit probabil că n-au bani și a pus bază pe noi, ăștia care avem salariul minim pe economie și îngrijim un bolnav care e la pat, varză, nu mănâncă, nu, absolut nimica. Și tot pe noi ne trage la răspundere pentru ce? Habar n-am, dar mai sunt... Bun, mulțumesc pentru că ne-a spus despre ce este vorba, dar astfel de cazuri mai avem exact 40 de secunde cine vrea să comenteze. Domnule, deci suntem în nație de tâmpiți, rău. Până acum ceva timp chemau oamenii care n-aveau un picior să constate dacă au piciorul, dacă l-a crescut piciorul între timp. Da. Acum doamna are un copil cu handicap din naștere, care este nerezolvabil din punct de vedere... al sănătății și o mai pune să și plătească. Legislația trebuie să fie modificată. Noi am depus mai multe proiecte, unele dintre ele au fost trecute pentru anumite tipuri de handicap permanent. Trebuie să rezolvăm această problemă pentru toate proiectele, pentru toate astfel de situațiile. Să auzim că un om e obligat să demonstreze că e bolnav de frica unor funcționari pentru curtea, de frica unor funcționari față de Curtea de Conturi. O bătaie de joc la adresa drepturilor fundamentale ale românilor de 34 de ani. Apropo, iar nu vă mai, să nu vă mai fie frică de Curtea de Conturi, pentru că în fiecare an Curtea de Conturi tipărește o cărticică, iată așa de groasă, cu toate furăciunile din România și n-am văzut pe niciunul să ducă la pușcherie. Mă rog, Daytime News în câteva minute. Delia Vrânceanu, bun găsit! Furtuna Renata, Laurenții, bună ziua, care a făcut prăpăd în Europa, lovește România cu ploi și chiar ninsor. Dacă zilele trecute ne-am apropiat de pragul de caniculă cu temperaturi de 34 de grade Celsius la umbră, astăzi temperaturile au scăzut chiar și până la 0 grade. Care este situația în țară, ce anunță meteorologii pentru orele și zilele următoare, aflați în câteva minute. Avem și decizia în cazul studentului la teologie care și-a ucis iubita, acesta rămâne încă o lună după gratii. Cum a încercat să-i păcălească pe magistrați, ce spun părinții fetei ucise, venind cu mărturile teribile de la ora 17. Tot atunci vă arătăm și cum dăm bani pe o travă în loc de mâncare și asta pentru că unul din 15 pui vânduți în supermarketuri este contaminat, atenție, cu o bacterie mortală. Ce avertismente lansează specialiștii, la ce trebuie să fim atenți, vă spunem totul de la fix când vă aștept cu acesta, dar și cu alte informații. Ora 17, așadar, Daytime News. Laurențiu, mulțumesc! Mulțumesc și eu, Delia, doamnelor, domnilor, 3 fără 3 minute. Mulțumesc invitaților pentru răbdare. Ne vedem cu bine!